Salut și bine v-am regăsit la un nou episod din minunata What the fuck is going on cu calculatorul acesta. Bun, din minunata lume a lui Alex. Dacă vă place seria și mai vreți episoade în continuare, zilnice poate, nu uitați să apăsați butonul de like. Nu știu exact câte like-uri s-au strâns la primul episod, de aceea spun chestia asta, pentru că nu... pentru că le filmez unul după celălalt. Și până la urmă am găsit acest biom de junglă pe care l-am căutat atât timp prin folosirea unui factor extern. Nu mai știu exact cum se cheamă, biome finder pe internet. E un șmec, e o chestie șmecheră, atât timp cât știi biomul, e chiar o chestie șmecheră. Bun, și din câte v-am spus, am zis, o să-mi fac o casă în copac. Și am mai găsit ni multe chestii, fiți atenți, asta l-am adunat eu. Am mai găsit multe chestii pentru că în plimbarea mea am trecut prin multe orașe. Cred că prin două orașe de săteni. Da, din două orașe de săteni. Și cam asta am găsit. Ei bine, da, sunt lucruri bune. Asta mă bucură pentru că de Diamond Horse Armor nu prea ai cum să faci rost. Dar în rest, da, that's it. Deci cam asta am găsit, am făcut rost de mâncare, ce e foarte important. Deci avem morcovi, putem să ne hrănim acum. Ceea ce e foarte, 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 e foarte bine. Bun, hai să dăm drumul. În primul și în primul rând, ce vreau eu să fac, în eventual am construit căsuța, fiți atenți, o să facem, uite asta, punem așa. Și vreau să facem ironul. Vreau să facem rost de shear pentru a lua lianele ca să ne construim o urcare. M-am speriat de sunetul ăsta. Pentru a construi urcare până în copac, da? Nu știu, s-ar putea să o de prea tare, dar nu cred. Deci vreau să putem construi oricare până în copac și o să avem nevoie de 2 fier pentru a face repede foarfece, da, foarfece, that's the name. Bun, am făcut asta, nu, what the fuck, am pus un chest, așa, mereu confund chestul cu crafting table-ul. Și uite crafting table-ul și îl punem și hop hop, shears, bun. Hai să luăm asta, una luată, două luate, trei luate, bun. Avem 3 vine, deci avem nevoie de mai multe vine-uri din astea. Sperăm că nu se face noapte, pentru că nu prea văd lumina zilei de aici. Which is good. Nu prea contează pentru mine de mult, dar... ok, luăm cât mai multe de astea pentru a ne face o urcare până în copac. Și acum mergem până în copac, fiți atenți. Să zicem că vrem ăsta să fie copacul și chiar vreau ăsta să fie copacul meu. O să facem uite așa, bup, 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 bup. Și de aici avem o urcare liberă până sus. Ok, facem asta. Mereu cu foarfecele putem să spargem mult mai repede. Hop, 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 hop. Încă un pic până în vârf, pentru că vreau să mergem mai mult. Mi-ar plăcea să mi fac undeva pe aici, ca să fiu sincer, nu în vârf. Hai să punem de patul. Nu pot să-l pun. Am trebuie lemn. Da, trebuie să pun două bucăți de lemn pentru a putea pune patul. O să-l punem rapid. O să ne culcăm. Te rog, când mă trezesc, să mă trezesc pe pat, să nu cad. Te rog. Ok, m-am trezit pe pat. Era un bug înainte și tot timpul te trezea pe lângă și cădeai și mi s-a întâmplat. Pentru că mă joc de foarte mult timp Minecraft. Bine, nu mai știu acum așa de bine cum știam înainte, dar e ok. Bun, ne facem înapoi asta și uite aici o să fie căsuța. Practic, uite, așa. Cam așa, astea erau casele mele dinainte, casele mele în copac, pentru că pur și simplu mi se părea cea mai genială idee să-ți faci o casă și mi se părea o idee economică, adică de ce să stau eu să-mi fac o casă de unul singur afară, atâta timp când mie îmi plăcea o casă în copac și pur și simplu îmi place mult mai mult. Și vreau să dau mai multă lumină, bright, de aia nu era deloc lumină, dar parcă e prea nașpa așa, hai pe un 50%, prea moody, parcă mă dor ochii și nu mai e deloc amuzant. Nu știu cum o să rezolvăm acum. În schimb, că vor mai fi probleme cu vom mai avea probleme. Acum o să trească să mergem să găsim diamante și nebunii din astea, bine, diamante mai încolo, pentru că zis, oricum o să găsim mai ușor diamante, l-ați văzut, datorită acelei setări, după părerea mea. Bun. Iertați-mă, dar am în gură și nu pot să vorbesc. Am în gură, ce ciudat sună. That's what she said. Ei bine, după hamurca, după ce vom găsi diamante, după ce vom găsi iron, după o să găsim diamante. Dar pentru asta trebuie să găsim o mină la început. Bun, să punem întâi copacul ăsta. E bun aici? Da, e foarte perfect pus. Bun, hai să ne extindem. Să continuăm extinderea. Uite așa. Fac așa frumos.
stau pe shift ca să nu cad. Ok, mai merg cu un bloc încoace. Sperăm că nu cad, că n-aș vrea să fac chestia asta. Și o să mai fac o chestie cu apă, pentru că, și având până acum case în copaci, știu cam cum merge treaba pe aici. Și o să vedeți că o să facem un loc unde putem sări foarte repede. Eu mi se pare useless să cobor de fiecare dată și pierzi foarte mult timp și etc. Bun, dar până acum mi se pare genial cum arată casa, deci este mai mult decât genial. Pur și simplu chiar arată foarte, foarte bine. Spuneți voi, dacă nu, să spuneți ce părere aveți despre casă. Oh, ce era să cad acum. M-am speriat un pic, dar nu mult. Ok, una. Așa, uite, așa. Tot timpul am impresia că o să cad, pentru că vedeți voi, când mergi pe shift până la capăt, nu știu dacă acum îmi dau drumul, dacă o să cad. Vedeți cum gen stau în afara blocului, nu știu, nu-mi dau să mai amintesc dacă o să cazi. Mi-e frică să încerc, pentru că am să mor. Uite că spawn-ul e foarte departe. Uite așa. Bine, mă mișc greu. Nu e bine cum mă fac eu, ar trebui să fac așa ca să mă mișc mai repede. Și parcă se sacadează jocul din cauza că nu am vesincul pornit. Dar pentru că am vesincul, vedeți acum nu se mai miște sacadat. Să vedeți. Vedem dacă se mișcă. Dacă se mișcă cu lag, adică. Asta se numește sacadat, la asta mă refer eu. Parcă tot e puțin și a venit mama acasă. Da, cu vesincul e mai ok. Chiar e mult mai ok pentru când se mișcă jocul. E ok ideea. Bun, facem uite așa. Oh my god, ce dată cățelul, pentru că a venit mama. Dar arată super gorgeous, chiar este super tare făcută. Și acum vreau să facem asta. Bup. O să începem să ne așezăm astea, cum ar fi, uite, asta aici. Și crafting table-ul. Și o să mai punem aici să facem, o să facem romațelul ăsta, e foarte important. Ce puteai să pui aici, că nu mai știu. Pentru ce este slotul ăla? Mhm. Stați un pic. A, scutul, mai am uitat, deci am uitat 100%. Pur și simplu am uitat. Da, băgăm înapoi textura, pentru că Minecraft-ul e mult prea. Textura lui normală. Textura lui normală este așa boring, știți, și nu e deloc amuzant. Bun, am reușit să facem asta, acum așteptăm pentru mâncare. Da, mai trebuie să mai fac un furnal. Piatra nu mai am, deci o să mergem în expediție pentru prima dată în acest episod. Foarte tare! Ah, avem ironul făcut. Ah, am realizat acum. Iertați-mă. Da. A trebuit să mă fac un netele acum de iron, că tot am ironul. Uite așa. Facem un târnăcop. Iron pickaxe, bun. Vreau și o undă asta. Un topor. Mai am, ce bine arată. Mem. Și facem și un undă asta, un chest. Bun. Și acum o să avem două chesturi. Punem chesturile, uite aici, hop hop. Punem asta așa, așa, să nu ne cadă lucrurile, de fapt nu cade nimic, dar în capul meu, na. Așa, și punem astea. Și cred că trebuie să-mi las, de fapt, lucrurile importante, cum ar fi astea toate. Și poate doar să iau cu mine atât, și asta îi las, și asta o las. Și să iau cu mine carrot-ul, pentru că totuși vom mânca carrot. Bun. Știu dacă mi s-a setat spawn point-ul aici, aș vrea să mă asigur de chestia asta. Aș vrea să mă asigur, nu am trebuit permission, îmi pare rău să dau repede așa, pentru că vreau să mă asigur că spawn point-ul meu este setat. Nu vreau să mă trezesc că, wow, ceva se întâmplă sau, nu. Vreau să mă asigur că este setat spawn point-ul meu. Ok, îi dăm drumul, plecăm de aici. Hop. Ok, hai acum, nu știu cum să fac să simt minte unde e casa. De obicei am un plan. Hai că vă arăt, de fapt, cred că o să facem așa. Dar trebuie să folosim pietre, sunt cele mai vizibile, dar neavând pietre o să facem altfel. De obicei când nu știu unde mi-este casa sau chestii de genul acesta, fiți atenți două secunde, o să facem o mică șmecherie. Shear. Bun, spargem în sus. Bun, ne luăm liana. Mai avem câteva liane de care ne trebuiesc, uite, încă așa. Hop, hop, bun. Și aici sus, de obicei, fac un fel de turnuleț, o să vă arăt imediat. Ce lipsește? Mi se pare că lipsește ceva. Nu lipsește nimic, dar mi se pare mie că lipsește ceva. Dar nu lipsește absolut nimic, nu? Da, e nebunia mea. Bun. Ne trebuie o liană. Ba nu, ne trebuie acum ceva ca să facem un turnuleț.
Și știu cu ce aș putea să fac turnețul ăsta, pentru că dacă folosesc modul rămân fără. Da, hai să folosim modul, pentru că atunci avem nevoie să vedem unde se află tot copacul nostru, știți că nu vreau să mă pierd el. Neavând vreo hartă sau ceva, poate o să bag un mod pentru o hartă, cred că asta ar fi super ok. Dacă stau să mă gândesc. Nu? A, și cred că ar merge game rule, keep inventory true. Mi s-ar pare logică chestia asta, adică de ce aș vrea să... Nu muri. Ok. De ce aș vrea să-mi pierd itemele? Și cred că nici voi nu vreți să-mi pierd itemele, să stau să mă plimb după iteme în episoade. Chestia asta ar fi boring. Deci nu o să fac, nu o să stăm să... Nu pierdem itemele aiurea. Hai să luăm tot lemnul. Bun, mâncăm repede. Și acum o să mergem în expediție. Nu mi-am luat multe chestii, dar măcar am lemnul. Dacă ai lemn, mai poți să faci cam orice, știți? Acum, hai să vedem dacă vom găsi ceva, cum ar fi, nu știu, vreo mină, sau o să trebuie să-mi fac eu mina mea proprie, ceea ce nu mi-aș dori, pentru că nu-mi place să-mi fac minele mele proprii, dar, you know, și acolo sus, așa o să meargă treaba, acolo sus ne facem fermă, o să ne facem tot ce vrem, tot, acolo sus o să facem. Deci, ca să țin minte, casa mea este pusă, deja nu mai găsesc, a, uite-o, este pusă înspre verde. Deci atâta timp cât ăsta verde, de fapt atâta timp cât albastru și cu așa, deci casa mea este în direcția, depinde în ce direcție mă uit. Deci, da, n-are niciun sens ce zic. Dude, ce este cu tine? E un creeper! Ce m-am speriat, urât l-au făcut în textura asta. Oh, lol, ce bucată, asta nu suport la creeper, dar sunt parte din Minecraft. Hai să stupăm aici puțin, pentru că nu-mi place să am să găsesc lucrurile neastupate. Puțin de tot. Cât, că nu o să stau acum asta la stup pe unul singur. Ah, uite, cred că aici putem să mergem. Hai să vedem cum este. Mâncăm carrot. Mergem rapid. E timp și filmăm de 12 minute already. Time goes by, you know? Timpul trece destul de repede. O să mergem, uite aici. Bun. Hop. Și am ajuns. Acum. Asta e apa sau sunt scuidorile care scot zgomotul ăsta? Pentru că e un zgomot foarte ciudat. Dar pe mine m-a interesat să găsesc un fel de mină. Sau niște mine, ceva. Ceea ce vedeți și voi că nu prea se găsește în momentul de față. Nu știu cum facem, dar o să găsim noi o mină, stați liniștiți. Ori dacă nu găsesc, o să închelez în apropie, ceea ce mi s-ar părea destul de ușor și destul de bine, dar văd foarte multe locații pe care aș vrea să le văd și să știți să le încerc să... Pardon, you got it. O să luăm pickaxe-ul și hai să spargem aici un pic. Luăm și noi niște coal. V-am zis că am nevoie, pentru că după o să facem și niște torțe pentru a găsi minele mai ușor și toate chestiile astea. Atât timp cât îți faci mine e destul de riscant, că te poți pierde de repede de casă. Și nu-mi place chestia asta, nu vreau să o fac, dar vom vedea. Am avut atâtea lumi de lumea lui Alex, ar fi fost super ca oamenii să le aibă. Adică să le fi dat vouă, deci că lumea asta pe la final, sau cine știe când, o să vă dau vouă, pentru că dacă mai fac eu vreun update la PC sau vreun restart de Windows sau cine știe ce o să se întâmple. Să se salveze lumea. Să nu o pierdem, pentru că ar fi păcat. Oh, my man, we just found the gold mine. Cam asta căutam. Practic și aferent. Facem așa. 8 de astea. Și facem și niște torțe, să avem 32 de torțe, foarte bine. Bun, și o să sar direct în apă. Acolo e apă, nu? Nu văd că n-am zoom, dar... Dar cred că Geronimo, nu știu cum să zic. E o melodie de Minecraft, Don't Mind at Night se cheamă și... Cred că tocmai asta am să fac. Let's go, Geronimo. Săritură perfectă, bun. Fuck you, ce s-a auzit? Ha. That noise, though. Ce m-a speriat așa? Astea-s diamante? Dude, am găsit diamante? V-am zis că se găsesc mult mai repede. Creeper, bun, hai să-l omorăm repede. Explodează, bun. Și, dude, cred că tocmai am găsit diamante. Hai să-l luăm. Diamond! Adică nu mi-a dat achievement. What? Options?
Stai 2 secunde să fac o chestie, trebuie să ies și să reintru, pentru că atâta timp cât am dat open land, când pun așa, lumea nu se pune pe pauză, acum se pune. Achievements, uitați aici, mi-a dat diamonds? Sau nu am diamonds? Nu pot să-l iau, cred că mai trebuie să iau încă ceva. Mai am de luat achievement-uri până pot să iau diamond, dar hai să vedem câte diamante am găsit, una, două, 3 diamante, 4 diamante, 5 diamante, 6 diamante și nice! Frumos! Bun! Bun, bun, bun! Cine face așa, you fucking scare me? Cred că stai de mult prea tare Minecraft și n-aș vrea să vă deranjez. 75, cam așa. Cred că e un witch care are un râs. Așa ciudat. What the fuck? Aș mai vrea să mai găsim diamante, dacă se poate, chiar avem nevoie. Mare. Bun, acum că am găsit niște fier, fiți atenți, facem asta. Bun, ne stabilim un pic aici. Uite, așa, bun. Punem și asta aici. Bun. Trebuie să ne mai facem niște fier prăjit pentru a face noi rost de. Trebuie să ne craftăm niște chestii destul de importante și o să vedeți voi în scurt timp. Dar se pare că am găsit niște fier, cât mai mult fier, cu atât mai bine, pentru că avem mare nevoie de fier, trebuie să recunosc, să ne facem noi aici tot ce ne trebuie. Pentru că în scurt timp o să deschidem și peretele abonaților, dar pentru chestia asta o să trebuiască să mă apropii de casă, deci probabil o să ne facem noi o mină a noastră. You scared the crap out of me, dude. Don't do that anymore, please. You weird shit. Mă sperie witch-ul ăsta. E un witch, sigur. Și zombiul care face... Asta chiar nu-mi place, dar... Witch-ul e chiar ciudat. L-aud pe undeva, dar nu-mi dau seama pe unde. Parcă e deasupra mea. Și witch-ul e undeva. Și witch-ul cred că mă bate de mă strică. What? Parcă mă apropii din ce în ce mai mult. De ce aici e piatră? Sau ce e ăsta? A, e andesit. Pardon, iertați-mă, nu-i piatră. Bun. O să facem, uite așa. Vă fac un drumuleț de ăsta scurt. Ok. Uite, așa, așa. Și am ajuns aici. A. Wow. Tare. Păi măcar... Stai că cobor în jos, oare? Oh, am căzut și nu-i bine. Nu-i bine să cazi pentru că te poți pierde. Deci cred că o să urcăm pe apă. Diamante! Bun, am mai găsit diamante. Bun, hai să le spargem înapoi. Eu am luat diamantele. Încă nu-mi dai achievement-ul. Ce ciudat. Nu știu ce n-am luat. Sau cu ce e greșit. Sau ce s-a întâmplat. Sau, I don't know. Dar probabil pentru că am făcut șansa de a găsi diamante mult mai rapidă. You know, e altceva acum. Dar e ok, nu mă deranjează. Rezolvăm noi. Bun. Hai că am rezolvat, am luat diamantele. Hop, hop, hop. Bun. Și acum o să urcăm. Nu știu dacă ajungem unde trebuie. Da, ajungem unde trebuie. Deci se pare că o puteam lua și pe aici. Bun, cred că o să urcăm noi. Nu știu cum o să urcăm. Dar trebuie să-mi iau astea, fiți atenți. Deci avem 4 fier. 4 fier. Hai să punem la prăjire restul fierului, că mai avem încă 15 și vreau să... N-am putut asta. Vreau să facem un găleată. Ar ne trebui 2 găleți de apă. Nu pot să iau așa apa. Apa are un punct de unde vine. Pe aici, pe undeva. S-ar putea chiar acolo sus să fie. Dude, afară plouă. S-ar putea să iau de mult pe tare pentru voi și n-aș vrea chestia asta. Jukebox sau noteblocks-urile, nu? Weather-ul puțin mai încet. Să nu deranjeze pe nimeni pentru că nu vreau chestia asta. Oricum, Minecraft-ul. Hai să se audă un pic mai încet, să mă asigur eu că se scrie tot ok. Da. Place să am siguranță. De cât timp filmăm? 19 minute, s-ar putea să trebuie să încheiem episodul, băieți. Pare rău dacă se... Da, chiar trebuie chestia asta. Da, deci dacă o să mai stau aici să se mineze, să se prăjească chestiile astea în furnal și după dacă vedem noi ce facem. Și având 12 diamante, putem să ne facem ceva. Deci în primul și în primul rând să facem lucrul cel mai important. Un pickaxe. Wow, dude, cum arată. Bun, și cu 9 o să facem un chest plate. Sau cred că aș ieși mai economic dacă aș face, fiți atenți. Poate niște, cred că mai, aș ieși mult mai economic dacă aș face asta. Da. Că n-aș mai rămâne cu din astea aiurea. Nice, bun.
Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, pentru că m-a ajutat foarte, foarte mult să știu dacă mai vreți să mai filmez episoade în continuare, pentru că mie îmi place foarte mult jocul și o să vreau să-l mai filmez în continuare, să filmăm seria asta noastră frumoasă. Deci, eu am fost Alex, fraților, și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!